cunoscuți eilor, mă, ce mai faceți, mă? Am aceeași culoare la păr cu pielea. Hello, eu sunt Tanca și vă gândeați că nu mai am la ce reacționa din trecutul meu dubios? Mă, și eu mă gândeam că nu mai am. Dar niciodată să nu subestimezi propria stupiditate. Bine, mai exact, stupiditatea ta din urmă cu câțiva ani. Poveste. Când eram prin clasa a 6, a 7, îmi plăcea mult să codez. Și făceam site-uri, am învățat de una singură cum să fac câteva coduri în HTML, în CSS și de asemenea pe atunci învățasem și Photoshop. Și m-am gândit să-mi deschid un site online cu tabele făcute de mine, cu un banner frumos făcut în Photoshop de mine cu vedete și sincer, acum când mă uit la acele site-uri sunt foarte uimită de faptul că ele arată foarte bine. Însă un singur lucru arată groaznic. Poate mai multe, dar ăla este în evidență. Schimbam tema site-ului cam o dată pe lună sau o dată la câteva săptămâni și îl schimbam complet și mă gândeam de fiecare dată să-i fac și ca un fel de părticică de blog. Să-i scriu în mijloc gândurile mele, ce mai e cu viața mea pe acolo. Și aici intervine cringuita. Unul era în engleză, doi erau engleză de baltă, trei, cam totul se învârtea în jurul lui Justin Bieber, pentru că era când eu eram obsedată de Justin Bieber. Și știți că am mai reacționat eu la o mulțime de chestii din acea era. Ideea este că în urmă cu câteva săptămâni stăteam cu colega mea de apartament și citeam ce era acolo și tipa mi-a zis: dacă bei câte puțin de fiecare dată când zic acolo Justin Bieber sau JB sau orice legat de el, te înveți lejer. Și ce am zis să fac în video de astăzi? Nu, n-o să beau atunci când zic ceva legat de Justin Bieber pentru că nu încurajez consumul de băuturi alcoolice și așa că mă gândeam ce pot face, să îmi dau jos un articol vestimentar de pe mine de fiecare dată când zic ceva legat de Justin Bieber și apoi m-am gândit că aș rămâne dezbrăcată în primele 30 de secunde și nu mi-este în caracter să fac acest lucru. Așa că ce m-am gândit? Am contribuit prin casă ca să găsesc ceva extrem ce aș putea face în timpul acestui clip. Pentru că doar dacă faci ceva extrem, te dezbraci, te faci de râs sau pui clickbait, ajungi popular pe YouTube, dacă știi ce zic. Așa că am găsit niște chipsuri prin casă și niște sos foarte picant și de fiecare dată când voi zice Justin Bieber în postările pe care le voi citi, voi mânca câte un chips cu sos. Hai să începem! Parcă văd că lumea o să zică, dar Anca, aveai demnitat de ce s-a întâmplat cu tine. Sincer, nu știu. Setea nebună de a avea abonați și de a deveni relevantă pe YouTube. Bonjour, 2.x. I really need to blog. I know my blogs are so boring because every time I talk about... I talk just about Twitter and Justin Bieber. Deja au început, din primul rând. Nu pot să mi-l scop pe Justin Bieber din cap. Ai de viața mea. Scuze că am fost plecat o perioadă atât de lungă de timp, dar eram pe Twitter încercând să îi atrag atenția lui Justin Bieber. Lol, you know. Or maybe you don't know that I'm from Romania and he never retweeted, replied, DM'd believers from here. Ever he's following most of us. Fetiță, so even if, nu ever. Nu mă fă de rușine că ai dat Cambridge-ul, da? Bine, vreo 6 ani după ce ai scris chestia asta, ai dat, dar nu contează. Uneori vreau să-l urăz din cauza perfectness-ului lui, dar nu pot. Perfectness? Perfection! Am auzit de el în septembrie 09, într-o revistă. I thought, se scrie cu O, nu cu A, that he looks pretty ridiculous. I didn't like him for the first time. First. Cred că ar trebui să iau și câte un chips de asta la fiecare greșeală gramaticală. Apoi în februarie 2010 am ascultat pentru prima dată melodia lui One Time din greșeală și am iubit-o și acum o iubesc. Ok, acum când văd pe cineva care zice cât de mult îl urăște pe JB, îi spun, how can you hate this cuteness? Cuteness, I mean look here. Și are un link către here, ce înseamnă here. Da, ok, e o poză cu Justin de când era copil. Ok, revenind. Yeah, I think now JB is the sexiest boy ever. 12 ani. A crescut. L-am văzut zilele trecute, conducea o mașină și nu putea să cred că e el. Stai, lucrul ăsta a fost scris în 2010. În 2010, Simi vor avea 16 ani și eu aveam 13. Wow, ce mare. But I can do everything to meet him. Dacă părinții mei sunt de acord, of course. Or to have a reply from him on Twitter or Facebook. Or Facebook. Îi scriu 100 de mesaje pe zi. Da, chiar îi scriam o mulțime de mesaje pe Twitter. M-a ascuns sub o piatră, nu mai sunt acea persoană acum. Știu că nu poate să citească acest blog. De fapt, nici măcar nu știe că acest site există. Dar scriu aici pentru toți believerii să știe că Justin Bieber mi-a făcut viața. Ce? Oh, și asta.
Prea mult cancer, next. Hai mă, vreau ceva interesant, dăm ceva interesant. Să vedem ce scrie pe 19 mai 2010. Hey, do you like my life? My layout? I do! With this layout, I added new stuff on my site. No one cares, vreau să citesc chestii interesante. It is featuring Miley Cyrus, deci nu este despre Justin Bieber, deci fără sos picant pentru mine runda asta. Ho, ho, ho! The cutest singer! Nu pot să cred că în 2006, când a început să fie actriță, era așa de micuță și drăguță și acum e o fată așa de frumoasă și talentată. Wow, păi atunci nu era sau ce? E amuzant că atunci când am făcut acest layout am crezut că Miley e în forma ei finală de rebeliune. Nu era! Și următoarea versiune a site-ului are multe chestii scrise. Deci zilele astea am aplicat pentru un fan site despre Justin Bieber și aștept pentru răspunsul lor. Apropo, Justin Bieber follows me on Twitter 2.x, cancer! Am pus mult sos, da? Yeah, acum sunt more free because school is out. School is over, mâncați aș! 2 weeks before that, it must. Cred că v-am zis că școala se termină cu 200 mai repede. So, today was a little busy with my room. I counted all the magazines and the posters that I have. Not too many magazines, but a lot of posters. 180 posters and 25 of them are on the wall. I put today 3 new posters in my room with Miley Cyrus, Justin Bieber and Kesha. Nu știu de ce am folosit accentul ăsta britanic, oricum trebuie să vă pun subtitrare. Dar știu că trebuie să iau neapărat un chips picant. Like one school never say never by Justin Bieber featuring Jaden Smith. Încă un chips, nici nu l-am mâncat bine, nu contează. Ajutor? Wow! De prima dată când a fost acest song released, didn't stop to listen to it and to watch the music video. I didn't stop listening, you twat! Nu sunt stare să scriu acum, că sunt foarte plictisită. Ce? Vreau aștept să văd filmul Karate Kid, care a apărut ieri. Spoiler alert! Nici până acum nu l-am văzut. Ia aștept viitorul la școlar. O să-mi fie dor de colegii mei. So much 2.x! And when we said goodbye from each other, I told them, when they will hear something about Justin Bieber, they're gonna think of me. Nope. Probabil după video ăsta și voi când o să auziți ceva Justin Bieber o să vă gândiți la mine, nu? E ok dacă nu o să faceți asta, chiar e ok. Și le-am spus asta pentru că nu există o oră când să nu spun cuvintele Justin Bieber. Nu din nou! Fiecare oră mă uit pe canale de muzică, în special pe MTV Hits. Doar ca să zic baby, inimini or never let me. Ah, doar ca să văd, to see, not to say. Vreau să zic că mă uit pe canale de muzică doar ca să văd videoclipurile lui Justin Bieber, care erau videoclipurile care se dădeau pe atunci la TV. JB! Mă nervezi! Am avut ceva pe Twitter, aud, nu am auzit, da? Că la anul, Justin o să aibă un concert în România. Am zis Justin, one more. Cred că făcea mai proastă idee de clip, ever. Măi, eu m-am plictisit, m-am făcut suficient de rușine. Ce-mi sugerați să fac? Văd că mi se termină și bateria de la camera. Mi se termină și microfonul, trebuie să-i cumpăr baterie nouă. Cred că e suficient, nu știu. Nu mă zic. Ia ziceți-mi voi acum, voi de ce vedeți, sunteți îndrăgostiți, mai ales ăștia care aveți 12-13 ani de vârsta la care eram eu când am scris acele lucruri. Ia lăsați-mi voi mie la comentarii să văd acum ce vedeți se mai poartă. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați un comentariu cu alte idei de clipuri pe care le aveți pentru mine. Și dacă doriți să vedeți mai multe, aveți aici încă 2 clipuri de pe canalul meu, linkurile mele în descriere, cu tot canalul meu secundar, să-i dați subscribe. Pun câte un clip nou în fiecare sâmbătă și în fiecare miercuri de la ora 4 pe acest canal și zilnic pe canalul secundar. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios! Justin Bieber, pa!